Putem începe? Bună ziua, în primul rând, tuturor jurnaliștilor prezenți la această conferință de presă organizată aici la Ring Grand Hotel. Este ora 13. Ne onorează prezența dumneavoastră într-un moment foarte important din viața clubului nostru și discutăm aici despre tot ce înseamnă Dinamo într-o formulă care nu mai are nevoie de alte prezentări. Ionuț Negoiță, Florin Prunea, Ionel Dănciulescu. Îi dau cuvântul acum domnului Ionuț Negoiță. Bună ziua! Bună ziua! Am inițiat astăzi această conferință de presă pentru a face un anunț, zic eu, important în viața clubului Dinamo. Ca să fac un scurt istoric, știți foarte bine, acum în august au fost 7 ani de când am intrat în Dinamo ca și minoritar și în martie s-au făcut 6 ani când am preluat frâiele clubului în aproape totalitate sau în marea majoritate. A fost o perioadă cu bune, cu rele, cu unele realizări, nu așa cum mi-am dorit, nu așa cum ne-am dorit. Aș putea să-mi trec în, să zic așa, nu merite, poate e mult spus, faptul că am luat clubul Dinamo ca și în faliment și l-am ținut în viață singur toți acești ani. Din păcate nu am reușit performanțe fotbalistice notabile, poate și pentru faptul că atunci când l-am luat m-a costat destul de mult și ulterior datorii și așa mai departe ca să-l aduc pe linia de plutire. Poate, cu siguranță, cu acele resurse, dacă nu le blocam la început, aș fi putut să plusesc pe partea fotbalistică și sunt convins că și performanțele fotbalistice și rezultatele erau altele. Bun. Practic, decizia mea, sau am decis irreversibil deja de 2 ani, cum știți foarte bine, să ies din fotbal. Am avut negocieri cu, nu știu, nu cu toate, să zic așa, țările care există, dar o bună parte sau reprezentanți sau cum vrem să le spunem, greci, arabi, chinezi și bineînțeles și români, am încercat să vând acest club și de a găsi o soluție, deci în primul rând pentru a găsi pe o soluție care să facă mai mult sau mult mai mult decât am făcut eu. Din păcate, marea majoritate au dat înapoi, dat fiind că nu avem casa noastră, nu avem stadion, știți foarte bine, lucrurile sunt blocate acolo și acesta este un lucru extrem de important pentru un club. Am promis acum câteva luni că într-o lună voi, într-un fel sau altul, voi ceda acțiunile clubului. Dar pentru că am avut discuții cu domnul Florică, știți foarte bine, și dânsul povestindu-mi de fonduri din Anglia, din Dubai, din mai știu de pe unde, și un proiect foarte ambițios cu 5 milioane pe an investiți cu și așa mai departe, am tot sperat că lucrurile sunt serioase, chiar dacă majoritatea îmi spuneau că nu e cazul.
să am încredere. Am făcut, dat ideea în care și eu îmi doresc foarte mult ca Dinamo să ajungă cât mai sus, am cedat, am negociat până la urmă, adică am fost de acord cu toate propunerile, chiar dacă s-a plecat de undeva de sus și s-a mers către zero, numai în ideea în care va fi o soluție serioasă și una, bineînțeles, deosebită pentru Dinamo. Dar mi-am dat seama că au fost doar povești și dorință de publicitate. Nu mai contează decât că am pierdut și nu m-am putut ține de promisiunea pe care am făcut-o. Ca urmare, odată ce mi-am dat seama că este o gogoașă umflată, dacă am trecut printr-o experiență, și anume am cumpărat clubul, că nu s-a vrut altfel la momentul respectiv și eu m-am ambiționat, nu concepeam să văd Dinamo în Liga 4 și așa mai departe, că nu puteam lua licența și a trebuit să plătesc niște bani mulți. Am zis, doamne, eu trebuie ca cel sau cei care vin să nu aibă o povară a cumpărării clubului și banii pe care îi iau sau sunt dispuși să investească, să investească în club, în societate, respectiv în performanțe. Ca urmare, decizia mea a fost ca și este, și asta vreau să anunț, ca pachetul de 51% să îl vând pe un leu. Asta ce înseamnă? Că cei care vin sunt obligați să, asta e condiția, să aducă 500.000 de euro în societate pentru a aduce la zi datoriile scadente. Salarii, furnizori, cam asta ar însemna și asta e condiția, că nici nu se pune problema ca să dau la cineva clubul care, nu știu, nu are măcar cei 500.000 și, bineînțeles, o are ce bonitate. Ca urmare, aceasta este decizia mea, este, zic eu, destul de, sau am fost, sunt și voi fi destul de flexibil și cooperant în ideea de a găsi pe cineva care să, căruia să-i dau ștafeta și să ducă mai departe soarta acestui club. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri. În momentul de față, care sunt datoriile lui Dinamo? Că s-a tot vorbit de datorii și din acest motiv nu a fost, nu ați ajuns la o înțelegere cu acei anumiți investitori. Din cauza datoriilor, când am înțeles prea bine. Care sunt datoriile? Dinamo în momentul de deci datoriile lui Dinamo, eu am făcut o scrisoare deschisă, nu știu dacă ați intrat, aveți, dacă nu veți intra în posesia ei, unde sunt detaliate niște lucruri. Datoriile clubului sunt de 1,8 milioane euro. Doar o parte din ele sunt scadente. Deci, practic, să fie foarte clar, că am tot văzut și auzit și sunt dezamăgit că unii tot spun neadevăruri, aberații chiar, ceea ce nu e în regulă lucrul acesta. Ca și idee, dacă datoriile clubului sunt 1,8 milioane, totdeauna am fost deschis, transparent, discutăm de un club de fotbal de interes național. În primul rând, toate datele sunt și pe site-ul Ministerului de Finanțe și cele care nu sunt, că nu au fost depuse, sunt deschis ca aproape oricine să poată avea acces la ele pentru o bună informare, ca să nu se mai bată, eu știu, câmpii de către unii. Domnule Goița. Vă rog. Bună ziua. Bună ziua. Ce primești în schimbul acelui leu? Pentru că, apropo de zvonuri sau de neadevăruri, toată lumea care ar vrea să cumpere Dinamo, s-ar
teme că nu, sau se teme că nu știe ce cumpără. Că dumneavoastră nu aveți decât un lot de jucători și cumva blazonul împrumutat de la Nicolae Badea sau, mă rog, și Nicolae Badea ar trebui despăgubit și că nu prea știi ce cumperi în schimbul unui leu sau 20 milioane de euro, de exemplu. Patrimoniul societății, care este compus din baza Săftica, două terenuri de iarbă naturală, unul sintetic în care s-au investit peste 200.000 de euro de ultimă generație, o bază de cazare, o sală de fitness, bucătărie, restaurant și așa mai departe, toate facilitățile, plus ce înseamnă parc auto, mijloace fixe, echipamente, sunt evaluate undeva la 3 milioane și jumătate de euro. Aici vorbim de chestiuni palpabile, valoare reală. Da? Lotul de jucători este o altă discuție și are o altă valoare. Păi nu, da, nu mi-ați răspuns la întrebare. Clubul al cui e în momentul ăsta? Marca Dinamo. Are și domnul Badea treabă cu marca Dinamo? V-a împrumutat sau, mă rog, v-a lăsat să folosiți această prin statut, marca? Dacă știți bine că insistați pe o chestiune care tot s-a insistat, prin statut fiind continuatoarea societății vechi, care are 7% sau 8%, 70% ceva la sută din, ca și procente din această societate, prin statut se reiese foarte clar că fiind continuatoare are drept de folosință a mărcii. Că dacă putea să ne blocheze folosința, o bloca de mult. Dar societatea aceasta este continuatoarea. Și scrie în statut acest lucru, ca să fie foarte clar. E și parte, acea societate este și parte și nu vreau să intru în detalii, că n-are rost. Discutăm lucruri constructive. Este parte din această societate. Restul sunt povești de presă câteodată. Bun, vă rog. De ce nu ați ajuns la o înțelegere cu, nu știu, cu Horia Sabo, cu Claudiu Florică? Nu, nu ați fost aproape de a bate palma sau ce s-a întâmplat până la urmă? Tocmai ce vă spuneam, că cu Claudiu Florică am, plecând de la o valoare de 5 milioane, la 3, la 2, la 1 și aproape gratis, numai în ideea să vină cu acel proiect. Când i-am pe parcurs, pe măsură ce discutam, în condițiile în care agream să rămână confidențial, apărea în presă, nu știu de ce. Și când s-a ajuns la un leu, cum vă spun și dumneavoastră, a dispărut în ceață. Ca să înțelegeți cum stau lucrurile. În condițiile în care a declarat personal de mai multe ori că a verificat actele, că actele sunt ok, că e tot în regulă, ceea ce este foarte real. Dar cred că știți ce înseamnă licențiere. Anual se face un manual de licențiere în care se iau la verificat toate, absolut toate problemele unei societăți și unui club și lunar se fac niște raportări și aici la federație și trimestrial se fac raportări la UEFA. Suntem cu toate la zi, deci lucrurile nu au cum să nu fie ok, pentru că altfel lucrurile au devenit din ce în ce mai sau exigențele au crescut. Domnule Negoiță, anunțul corect cred că ar fi trebuit să fie un leu plus 500.000 de euro, nu? Asta e prețul clubului în momentul ăsta. Este 500.000 de euro și un leu. 500.000 de euro condiționat să se pună în societate. Am înțeles, dar dacă vine cineva cu un leu, nu primește, pentru că trebuie să mai pună 500.000 de euro. Păi nu, că cu un leu ar putea veni oricine. Ultimul finanțator care a făcut un astfel de anunț că dă clubul cu un leu a fost George Copos, iar clubul Rapid a dispărut. Ce se va întâmpla cu Dinamo dacă nu vine cineva cu 500.000 de euro? Diferența este, adică nu are nicio legătură una cu alta, pentru că clubul Rapid, la momentul respectiv, era în insolvență sau în pragul falimentului. Clubul Dinamo este funcțional, are niște datorii, aș putea spune, chiar mai mici decât mare parte a cluburilor din Liga 1, niște datorii normale, repet, scadente, sunt doar o treime din cei 1.800.000, și e cu totul altă, să zic așa, alta situația. Ce se va întâmpla dacă nu vine nimeni să preia? Până la urmă aici vorbim nu neapărat de
bani, pentru că nu vorbim de mulți bani. Vorbim despre dacă cineva vrea să-și asume tot pachetul de responsabilități și inclusiv finanțare sau nu. E, acum este momentul adevărului, că sunt foarte mulți care își dau cu părerea, foarte mulți care vorbesc. Avem legende dinamoviste care vin din fotbal și care au bani și vedem, ideal ar fi ca unul dintre ei să preia, le au toată susținerea mea, sau oameni cu bani, care sunt cu mulți bani, care sunt dinamoviști. La fel, răspunsul, dacă nu se găsește nimeni care să ia clubul în situația asta, și repet, puteți veni, scoatem toate documentele pe masă, puneți întrebările care le vreți și lămurim lucrurile dacă există bună credință. Și vă rog mult, nu mai speculați doar de dragul de a da niște bombe de presă, că nu e în regulă, strică, face rău fenomenului. Sincer, îmi pare rău, pentru că în fotbal se merge foarte mult pe surse și pe, eu știu, invenții, poate chiar minciuni. Cum și ieri am văzut una în presă că, nu știu, am luat noi bani de la nu știu cine, niște minciuni și nu e singura. Bun, ce vreau să vă spun, dacă nimeni nu vine să ia clubul, atunci în situația asta e foarte grav și înseamnă că până la urmă primim sau să primește ce se merită. Adică falimentul, cât de curând? Întâi insolvența și probabil dacă nu vine nimeni să investească? Sincer, nu m-aș gândi la un scenariu atât de grav, dar n-are nicio legătură cu situația în care eu l-am luat, adică e diametral opus. Nu vreau să mă gândesc la un scenariu așa negru. Eu am plecat de undeva, îmi doream măcar o parte să recuperez, am coborât până la un leu. Pot renunța și la ăla, în cazul în care și la acel leu, dar a spus cineva că nu e bine să iei lucruri gratis. Ca urmare, un leu e o sumă simbolică. Vreau să vă mai întreb o chestie, pentru că ați vorbit mai devreme despre oferta domnului Florică, numind-o o gogoașă. Din tabăra domnului Florică s-a scurs către media, așa, în ultimele zile, o informație pe care vreau să o verific cu dumneavoastră. Informația ar fi că dumneavoastră nu ați putut vinde clubul către tabăra domnului Florică, pentru că tabăra domnului Florică ar fi descoperit în contabilitatea clubului, în actele clubului, niște documente care arătau niște transferuri bancare către o biserică din Canada sau anumite biserici din Canada. Ce puteți, cum comentați această poveste? Există aceste acte în contabilitatea clubului? Da. Nu are nicio legătură cu realitatea, doamne, văd atât de multe lucruri în care și... De asta spuneam, vă spuneam mai devreme, foarte multe minciuni, foarte multe invenții, foarte multe apar prin presă. Verificați-vă dacă de asta sunteți, da, domnule, sunați la club, vorbiți, suntem, totdeauna am fost deschiși. De ce trebuie să apară pe surse lucruri? Suntem aici, am fost transparenți. Nici o problemă. Totdeauna unii își ascund impotența prin alte justificări. Hai să fim bărbați, să discutăm deschis. De ce? Atâta că nu facem, nu suntem tabloide, suntem, zic eu, facem lucruri serioase. Asta mă gândesc. Deci nu este adevărat. Absolut, nu are nicio legătură. Bun, ultima chestie pe care vreau să vă întreb este, ne puteți spune care e suma din cei 1.800.000 datoriile clubului, nu cele curente? Care este suma pe care clubul o datorează grupului de firme condus de dumneavoastră? 850.000. Ok, mulțumesc. Unul dintre investitorii cu care ați discutat a renunțat în momentul în care a aflat de dosarul de la Curtea de Apel? Nu, vă referiți investitori serioși sau cei care au găsit motive cu transferul prin Canada sau... Nu, acel... Cei care au renunțat din cauza acestui dosar. Deci, dacă, vă spun, dacă în urma acelui dosar clubul Dinamo va fi nevoit să plătească ceva, voi plăti eu. Și când fac vânzarea, îmi asum prin vânzare că în cazul în care va fi ceva, eu voi acoperi acea sumă în nume propriu. În cazul în care clubul nu se vinde pe această sumă, se mai poate autosusține sau acumulează datorii până la un punct în
care nu mai poate continua? Întrebarea este retorică. Evident că acumulează datorii, pentru că fiecare zi înseamnă o cheltuială. Să ții un club pe lângă, trebuie multe lucruri, pe lângă bani sau pe lângă asumarea de responsabilități, trebuie și bani. Eu am făcut lucrul acesta în toți acești ani, chiar dacă am avut parte, eu știu, de tot felul de șicane, răutăți din partea unora pe care, eu știu, i-am scăpat de responsabilități. Domnule Negoiță, aș vrea să vă întreb, pe numele cui sunt în acest moment acțiunile de la Dinamo? Știți foarte bine, firmă care se numește Lotus Perfect. De ce nu sunt pe numele dumneavoastră? Pentru că sunt pe firma respectivă. Și motivul care ar fi? Pur și simplu. Așa s-a hotărât dumneavoastră? Că văd că vorbiți în calitate de patron al lui Dinamo, dar acțiunile sunt deținute de altcineva în acte. Responsabilitatea mea, că mi se pare că suporterii au venit pe aici, să-mi spargă geamurile. Dar dumneavoastră controlați această societate? S-a pus vreodată problema că m-am dezis eu vreodată de clubul Dinamo? Nu, dar mă întreb care este motivul pentru care acțiunile sunt pe numele dumneavoastră. Așa am considerat. M-am dezis eu vreodată de club? Nu am spus asta. Atunci, dacă mă deziceam, ziceați, doble, stați puțin, nu e. Nu m-am dezis niciodată, mi-am asumat și îmi voi asuma până la final, până astăzi, mi-am asumat soarta clubului. De azi încolo, soarta clubului revine dinamoviștilor, dacă vor să aibă în continuare echipă de fotbal. Care este stadiul negocierilor dintre dumneavoastră și Asociația Suporterilor condusă de Cornel Dinu? Sunt la curent cu tot ce se întâmplă. Sau actele, au făcut due diligence. Da, sunt avansate lucrurile. Domnul Negoiță, care este termenul în care sperați să primiți o ofertă astfel încât Dinamo să nu fie în pericol? Eu cred că dacă nu se face ceva într-o lună de zile, maxim, lucrurile devin periculoase. Și o a doua întrebare, cum un club ca Dinamo, care acum 8 luni de zile era oarecum stabil financiar, a ajuns să acumuleze datorii atât de mari? Mulțumesc. Dar clubul Dinamo este stabil financiar. A avea niște datorii mult mai mici decât valoarea, sau la jumate față de valoarea patrimoniului, ne luând în calcul jucătorii, este un club stabil. Datorii au toate cluburile din Liga 1, mai mici, mai mari. Vă referiți, da, de ce nu? Pentru că atunci când a fost nevoie am adus bani și acum nu mai aduc, pentru că tocmai ce v-am anunțat, și pentru că anul trecut lucrurile au mers cum au mers și știți motivele pentru care am avut și scandaluri pe aici, că probabil trebuia să îngropăm de tot acest club. Asta a fost pentru mine chestiunea cireașa de pe tort. Care este mesajul dumneavoastră pentru jucători, fiindcă își așteaptă salariile, în cazul în care nu vor primi salariile, vor deveni liberi de contract dacă își depun memorii? Mesajul meu pentru jucători este să-și facă datoria de profesioniști. Au unii o lună, alții o lună și jumătate prestanță la salarii. Nimic anormal până acum. Eu sunt convins că se va găsi o soluție de continuitate. Ei trebuie să-și facă treaba, cu cât își fac treaba mai bine, cu atât optimismul celor care sunt interesați crește. Dacă lucrurile merg prost, scad și tot așa. Domnule Negoiță, este adevărat că ați reeșalonat datorile către stat și a spus gaj baza Săftica? Da, este adevărat. Deci dacă nu plătiți datorile către stat, statul poate să vă ia baza Săftica? Să ia, în cazul în care, să nu ne gândim la scenarii negre, da. Multe cluburi din Liga 1 își eșalonează datoriile stat, e la stat, către stat, e perfect legal, trebuie pus o garanție. Foarte bine, e o rată de 71.000 de lei pe lună, adică 17.000 de euro, e o sumă modică care se plătește lunar. Dacă nu se găsește acești bani, spune mult despre, să zicem așa, interesul dinamoviștilor pentru Dinamo. Domnule Negoiță, ați spus că în cazul procesului de bancrută frauduloasă în care sunteți inculpat,
că vă veți asuma orice plată ar surveni în urma respectivului proces. Corect. Este adevărat că există posibilitatea ca, în cazul în care dumneavoastră și ceilalți inculpați veți fi declarați vinovați, ca societatea Dinamo 1948 să intre în faliment, pentru că se va considera că procedura de ieșire din insolvență nu a fost făcută corespunzător? N-am auzit acest scenariu niciodată. Și nu este. Deci dacă va fi, va fi în dreptul lui Dinamo, dar repet, odată ce eu mi-asum, știu ce vorbesc. Dacă în dreptul lui Dinamo va fi o notă de plată, n-are nicio legătură. Este o procedură încheiată, trecută pe la judecător, s-au respectat toate fazele și toate procedurile de insolvență, este o procedură închisă. Nu se poate întoarce acea procedură. Repet, dacă va fi, va fi o sumă de plată pe care eu mi-o asum. Și încă o întrebare. Este adevărat că situația transferului Dorin Rotariu la FC Bruj este una dintre principalele opreliști în calea posibililor investitori, pentru că de acolo, în cazul în care, la fel, Dinamo, să zicem, ar pierde acel caz, ar urma să fie nevoită societatea să plătească o sumă mare de bani, undeva în jurul... Este un litigiu pe rol, da? Și dacă asta împiedică pe marii bărbați dinamoviști, înseamnă că, pentru că e un litigiu, am câștigat în prima fază, sunt convins că vom câștiga în continuare pentru că avem dreptate, dar chiar și așa, dacă eu mă uitam la... Nu luam Dinamo niciodată, eu l-am luat cu o grămadă de litigii de care m-am ocupat, le-am rezolvat și am adus Dinamo să devină un club curat și chiar trecut prin insolvență, este lacrimă. Că asta înseamnă procesul de insolvență. Deci... dacă vrem să ne împiedicăm să căutăm motive, putem găsi și viramente către Canada închipuite. Dacă suntem bărbați și vrem să facem o treabă, o facem. Da? Acum 20 de minute, cu aproximație, spuneați că nu vă gândiți la un scenariu negru de genul insolvență sau faliment. Acum 2 minute spuneți că dacă în termen de o lună nu se găsește cineva care să ia clubul, situația devine periculoasă. Nu ce vreau să mă gândesc. Da, da, bun. Ce înseamnă devine periculoasă? Adică la modul concret, pentru jucători, pentru viitorul pe termen scurt al clubului. Ce înseamnă periculoasă? Definiți. Păi, o secundă. Trebuie să cineva să-și asume o parte din cheltuieli, adică diferența între venituri și cheltuieli, să-și o asume cineva. Cum și eu mi-am asumat-o și nu numai. Toți acești ani. Dacă nu se găsește nimeni, ce pot eu face? Că nu am, să zic așa, o obligație pe viață, am făcut ce am considerat, am făcut ce am putut, chiar dacă lumea a fost și este foarte nemulțumită de mine. Asta e, eu fac un pas înapoi, recunosc, domnule, atât pot, n-am o problemă. Restul depinde de suflarea dinamovistă. Eu vin și, uite, vă dau o mașină cu cheia în contact. A, că mai trebuie, eu știu, schimbate cauciucurile, trebuie pusă benzină. Păi ne putem plimba pe banii altora la nesfârșit. Eu dau mașina așa cum e, poate că nu e perfect. Garantat nu e perfect. Domnule Goiță, aveți discursul unui om care a administrat clubul Dinamo timp de 6 ani, nu l-a patronat. Senzația este că încerca să pasați responsabilitatea în momentul ăsta către oamenii care ar iubi Dinamo, după ce dumneavoastră spuneți eu atât am putut. Vorbeați că situația e clară în acte și că e curată în acte. Da. Pe de altă parte, cum a remarcat și Viorel Grigoroiu, spuneați acum câteva minute că e periculoasă situația într-o lună dacă nu apar bani. De ce a ajuns Dinamo situația asta, domnule Goiță? Ce vă reproșați în acești 6 ani pe care... În care situația a ajuns? În situația periculoasă ca într-o lună lucrurile... Dar știți că în fotbal, în principiu, sau e o noutate pentru dumneavoastră, că trebuie să aduci bani? Nu, dar sunteți patronul din acte, sunteți omul care își asumă rolul de patron al clubului Dinamo. Da. Nu cred că fanii lui Dinamo ar trebui să se simtă responsabili pentru situația clubului în momentul ăsta. Da, cine? Patronul clubului. Pentru că Dinamo este în situația ca într-o lună să intre într-o situație periculoasă financiar.
Adică fanii lui Dinamo nu au obligat acum 6 ani să cumpărați clubul Dinamo. Nu, e cam nonsens ce spuneți, încerc scuze. Dumneavoastră Păi nu m-a obligat, l-am luat, că am considerat și acum... De ce a ajuns într-o situație periculoasă după 6 ani, domnul Negoiță? Păi nu, cluburile de fotbal sunt tot timpul într-o situație periculoasă. Dacă nu se mai bagă bani, riscă. Asta e club. Astea sunt cluburile de fotbal. Dinamo este singurul club de tradiție care este cel care n-a intrat în faliment. De ce? Că a fost un băiat, să nu contează cum, de treabă așa și l-a ținut în viață. Restul toate au falimentat. Dinamo avea aceea soartă. Acum ai fi vinovat că l-am luat atunci sau nu înțeleg? Că poate nu, întrebarea mea este ce vă reproșați pentru acești 6 ani în care ați patronat clubul? Modul în care l-ați gestionat, la fel, cum v-ați ales oamenii care au condus la fel clubul. Cum nu mă plâng, nici nu mă reproșez cu bune cu rele. Acum mă apuc să reproșez aici. E o întrebare, ce vă reproșați în cei 6 ani de patronat al clubului? E momentul de reproșuri sau? Vă întreb, aveți vreun reproș pe care vi-l faceți? Păi la cum puneți problema, reproșez că am salvat clubul. Vă reproșați că a salvat clubul. Dacă e să o gândim așa, da. Că m-am băgat în seamă. Dacă asta e o vină, înseamnă că gândirile sunt foarte bune, pentru logice. Pentru Florin Prunea și Ionel Dănciulescu, cum vedeți voi această situație? Pentru că, așa cum spunea patronul echipei, după o lună situația poate deveni periculoasă. Și cum se va răsfrânge asupra echipei? Da, bună ziua, în primul rând. Două lucruri. O întrebare foarte bună. Mă așteptam să vină. Unu, partea sportivă. Partea sportivă va fi destul de dificilă, pentru că le-am promis jucătorilor că în cel mai scurt timp se vor achita datoriile financiare. Din păcate, nu o să putem să ne ținem de cuvânt. Eu sper să putem să ne ținem de cuvânt și să apară cineva care să vină și să investească. Partea financiară este una clară din punctul meu de vedere, chiar dacă n-a fost angrenată niciun fel. Și domnul Legoiță poate să vă confirme în negocierea pe care dânsul a purtat cu diferite persoane pentru vânzarea pachetului majoritar. Lucrurile sunt simple. Avem un club curat, datorii, acum când vorbim astăzi către jucători, sunt mult mai mici decât la alte echipe. Sunt 3 echipe deasupra noastră care au restanțe de 2 luni, unele chiar 3 luni. Nu mai spun altele care știți foarte bine, cluburi care plătesc la 3 luni, cluburi care plătesc la 5 luni. Restanțele la Dinamo le știe toată lumea, sunt la vedere, n-am ascuns nimic, nu e nimic de ascuns. La o parte din jucători vorbim de un salariu restanță, la o parte din jucători un salariu jumătate, au de încasat bonusurile pentru victorie, fiecare cum și le-a negociat și au de încasat chirii lunare. Ce pot să-i asigur pe jucători și pe dumneavoastră? Sunt contracte curate, lacrimă, nu cum sunt la alte echipe, da? Cu primele trecute pe rugament de ordine interioară și încasează banii numai când vor cei care decid. Nu, la Dinamo contractele sunt clare. Pericolul e foarte simplu. În momentul de față suntem curați, lucru dovedit și de fair play-ul financiar, care știți foarte bine că nimeni nu se joacă cu el, dar dacă acest bulgăre pleacă, părerea mea că Dinamo nu va primi licența. Dinamo nu va primi licența. Și știți foarte bine ce înseamnă acest lucru. Nu ascund faptul că am încercat să-l conving pe domnul Negoiță, să-l conving să nu renunțe. Din păcate, nu am reușit și nu cred, dacă noi nu am reușit, că cineva îl va convinge. Eu vreau să-i mulțumesc în numele meu, ca dinamovist, pentru ceea ce a făcut în acești ani, da? Și din punctul meu de vedere rămâne aceeași relație pe care am avut-o, de respect, și mergem mai departe. Lumea poate să așteaptă să punem cheia. Nu, nu o să punem cheia. Încercăm să muncim, să vedem, să găsim soluții. O să fac apel și la băieți. Nici ei cred că nu se aștepta la o asemenea decizie, că am plecat de la Săftica ieri și mi-au spus că ei sunt convinși că, mă rog, mergând treaba, lucrurile se așează, dar eu nu înțeleg pe domnul Negoiță. Asta este, trebuie să mergem mai departe să găsim soluții. Sunt convins că vom găsi înțelegere și la băieți, pentru că, repet, documentele lor sunt clare, neinterpretabile și își vor încasa drepturile la cent. Nu trebuie să le amestecăm partea sportivă cu cea financiară. Acum, sigur că
fiind public, cu siguranță cred că Dinamo, nu pot să concep că Dinamo nu va găsi un investitor. Înseamnă că totul se duce de râpă și nu e regulă. Acum, sigur, și apel către suporteri, probabil că și ei vom trăi din încasările pe care le avem la jocuri, fac un apel să vină la jocuri, să fie alături de echipă. Este un moment greu, dificil, dar eu sper ca să-l trecem mai departe. Păi, cum sună asta? Așteptați să vină un investitor care să plătească salariile jucătorilor, care să plătească chiriile? Care să preia, aici nu e, care să preia absolut tot, pentru că... Păi și dacă nu vine, jucătorii așteaptă, au venit, ați... Jucătorii nu au ce să facă decât să uzețe de drepturile lor regulamentare. Este foarte simplu. Eu, cel puțin, personal, îi voi sprijini pe toți fiecare în parte. Niciun jucător nu va pleca pe călii de la Dinamo. Le-am promis și eu pe unde am lucrat știți că mă țin de cuvânt. Dar știți că în România și cred că aveți o contribuție și puteți avea una pozitivă, mă gândesc. Știți că este o anomalie ce se întâmplă? Atletico Madrid, spre exemplu, era în Liga a doua și atunci au fost vândute un număr record de abonamente și în momentul acela s-a relansat clubul. Știți că majoritatea cluburilor din vest se autofinanțează? Ba chiar fac profit? De ce mergeți cu mentalitatea că nu există decât varianta să nu dau nume, care ne batem cu pumnul în piept, că suntem buricul pământului, că suntem patroni, suntem și antrenori, suntem de toate. Părerea mea că un club de fotbal e al publicului, al suporterilor și pentru suporteri. Dacă fiecare suporter ar aduce 50 de lei pe lună sau 20 de lei pe lună, în loc să-și cumpere două pachete de țigări, ar ține clubul ăsta. Dar de când și până, și nu l-ar ține, ar face un buget mult mai mare decât să stea toată responsabilitatea în spatele cuiva și acel cineva să fie cal de bătaie și pentru ei, și pentru presă, și cineva vinovat tot timpul. De ce vedeți așa dramatic? Poate că suporterul Dinamovis solidarizează, face o platformă, se constituie în ceea ce se numește Socio, sunt deja, au deja fundații, că noi am fost și suntem în discuții cu ambele, și PCH și cealaltă, care este, unde este și domnul Cornel Dinu, și aceste fundații, ce asociații ce sunt ele, pot colecta online niște bani, câte 5 lei, câte 10 lei pe lună, înmulțit cu un milion de dinamoviști, se adună o sumă frumoasă, cu vot deschis sau nu știu cum, un sistem luat de afară și lucrurile merg mai departe. De ce trebuie? Ca să aveți dumneavoastră tot timpul cineva, Negoiță de vină, Negoiță a salvat, de ce a salvat? Dacă n-a făcut, de ce n-a făcut? Dacă Negoiță nu mai vrea treaba asta, să fie tot timpul de vină, și că e bine și că e rău e de vină. N-am înțeles de unde mentalitatea asta, că trebuie cineva, e clubul meu, ok, am făcut ce am putut, ce am crezut. Nu e, fotbalul nu e pentru mine, eu nu mai vin pe stadion de 2 ani de zile. Văd că oricum sunt înjurat. Nu înțeleg. Care e problema? Fotbalul e pentru cei mulți, pentru suporteri. Cine să că am zis că de dinamoviști, cine să țină în viață clubul Dinamo? Cine? Steliștii, rapidiștii? Normal că dinamoviștii, că e pentru, clubul e al lor. Niciodată nu am fost vătaf, uite, domnule, eu sunt. Nu, domnule, am făcut ce am putut, că nu. Acum e momentul, nu știu. Se vor găsi soluții. Nu aș dramatiza. Luna septembrie a fost cadentă pe 15 octombrie. Încât suntem astăzi? În 27-28. Deci, practic, de două săptămâni e întârzierea salariului pe septembrie de două săptămâni, da? Este o parte din... sau o parte din salariile de pe august sunt neplătite. Pe asta promit eu că până vineri se vor plăti, deci luna august se va plăti. Unde e drama? De aici încolo, haideți să găsim soluții. Haideți să vedem ce e de făcut.
Qatar, ne și imaginăm cele mai negre scenarii. Dacă nu se găsesc soluții, atunci e foarte grav, înseamnă că ceva nu e în regulă. Suntem suporteri sau susținători al lui Dinamo doar de, nu știu, de comentat, de dat cu părerea, de înjurat, totul altceva decât ce înseamnă un suporter. Un suporter înseamnă să susțină o echipă. E momentul. Am toată deschiderea. Asta e și ideea. Nu văd de unde drama. Nu, dacă... Nu. Eu sunt mai greu așa, dacă mai explicați-mă o dată, vă rog. Da. Ce legătură are? Procesul de insolvență vine de afară. Românii doar l-au implementat. Au fost multe cluburi de afară care au trecut prin procesul de insolvență. Da? Mă, cine a zis? Nu. Nu. N-are nicio legătură. Păi și eu ce am zis? Păi de ce nu-l mideți dacă e ușor? Păi asta am anunțat acum. Asta știu și eu, asta am văzut și eu. Păi asta... Vinde, nu știu, cine a zis? Am anunțat acum, am hotărât să-l vând pun leu. Acum am anunțat, nu știu, greu, ușor. De ce e greu? Că ce legătură are una cu alta? Că nu văd. Pentru că ați plătit foarte puțin prin acel proces de insolvență. Dom'le, așa a zis instanța. Așa a zis procesul. Eu, nu știu, s-au făcut contracte. Dom'le, am zis că dacă e ceva... Ați fost atent la ce am zis? Ok, am zis că dacă e ceva de plată, plătesc eu. E, mai e ceva neclar? Ok, mulțumesc. Întrebare pentru Ionel Dănciulescu. Danciu, domnul Negoiță i-a certat pe suporterii Dinamoviști pentru că fumează în loc să aducă bani în club. Probabil că tu, ca manager al clubului, ai un salariu destul de mare. Ai fi dispus să renunți la banii pe care îi câștigi la Dinamo să se plătească salariile jucătorilor? Ce întrebare e asta? Nu, eu nu cred că domnul Negoiță a certat. A spus un lucru care ar fi putut, eu știu, fi valabil. Asta cu salariul, nu cred că asta e o problemă. Să dau eu salariul meu sau ceva de genul acesta. A face o comparație cu o paralelă cu două pachete de țigări nu înseamnă că i-am certat. N-am nicio problemă cu fumători. Dar nu-i problemă. Eu la Dinamo am mai stat fără bani și în perioada trecută, fără 8 luni de zile, adică 6 luni, 8 luni, adică nu e asta problemă. Sunt eu, n-a fost cazul. Nu, salariile au fost cel mult cu o lună întârziere foarte rar. Domnule Negoiță, cred că s-a întâmplat de două ori în 7 ani de zile, de două, trei ori. Dar nu e asta problema. Eu cred că toți, dacă ar fi un moment greu, toți putem să facem lucrul acesta. Nu cred că e soluție de, eu știu, pe care nu putem să o luăm. Domnule Negoiță, ați făcut apel la suporteri să vină alături de dumneavoastră sau de clubul? Nu, eu voi fi foarte deschis și voi da toată susținerea să găsească o soluție. Ok, dumneavoastră vorbiți de deschidere, transparență și așa mai departe. Însă mai devreme când v-a întrebat colegul meu de ce ați înstrăinat acțiunile, nu ați vrut să dați un răspuns concret. Eu vă întreb, de exemplu, este adevărat că o parte din baza de la Săftica și autocarul echipei nu mai aparțin în acest moment societății Dinamo 1948? Da, este adevărat. Și nu vi se pare că astfel de elemente, de indicii, îi fac pe oameni, suporteri, posibili investitori, indiferent despre cine vorbim, să privească cu neîncredere către afacerea Dinamo sau către clubul Dinamo? A avea un autocar pe o altă firmă care are coordonator de transporturi și care are tot ce-i trebuie pentru că fiind transport
de persoane intră sub anumită incidență a legislației, nu văd asta o problemă. Autocarul intră în tranzacție, cea de un leu. Dar baza de la Săftica, de ce a trebuit să... Baza de la Săftica e vorba de partea din față, așa, prin insolvență, trebuia să se aducă niște bani, să se acopere niște datorii. Nu afectează partea... Ați fost vreodată la Săftica? Da, da? Stânga, dreapta e livadă de mei, de pruni, un teren care stă degeaba. Nu este afectată partea din spate, cea sportivă, sub nicio formă. Ați spus mai devreme, de asemenea, că dumneavoastră, când ați preluat clubul, ați plătit toate datoriile. Eu vă întreb, este adevărat că, și mă refer aici la toate datoriile care au apărut ulterior tranzacții, da, au fost plătite jumătate de dumneavoastră și de domnul Nicolae Badea? Datoriile? Datoriile care au apărut ulterior parafării tranzacției. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Și pentru că domnul coleg al dumneavoastră zicea ceva de ANAF, eu când am intrat în insolvență, adică clubul când a intrat în insolvență, nu avea nicio datorie la ANAF. Acea datorie la care se referă colegul dumneavoastră era una, dacă vă aduceți aminte, că toate cluburile au fost verificate, li s-au făcut niște, li s-au imputat niște sume și practic au rămas undeva, nu s-a întâmplat nimic cu acele acte de control. Era vorba diferența între astea sportive, cum li se scapă termenul acum, da? Ca și încadrare. Și cartea de muncă cu toate cele, care era, deci aceea sumă vine de undeva din cu 4-5 ani înainte să fiu acționar, nu apărea nicăieri, a fost reactivată pur și simplu prin insolvență de către ANAF. Nu am nicio legătură cu ea, a apărut pur și simplu. Nu intrăm în dar, că sunt chestiuni tehnice, în ce mă privește, eu mi-am plătit toate cele de când am venit la club. Ați făcut referire de câteva ori la momentele în care suporterii s-au prezentat aici în fața hotelului și motivul principal pentru care s-a ajuns în această situație a fost demiterea lui Mircea Rednic. Dânsul a fost unul dintre oamenii care la un moment dat s-au declarat interesați de preluarea clubului. Ați primit vreun semn de la el, mai ales acum? Vreun semn? Când zici am primit vreun semn, înseamnă că am primit vreunul. N-am primit niciodată niciun semn. Dar e o ocazie bună să, că unii vor să aibă clubul lor când e vorba de beneficii. Când e vorba să-și asume restul, nu mai vor. Acum e momentul. Un leu cred că nu e o sumă mare. Mircea Rednic a fost dispus să cumpere clubul Dinamo. A fost o ofertă concretă. V-a zis dumneavoastră? Da, a zis că dorește... Doamne, ăștia, e momentul acum. Și de ce nu ați negociat cu el atunci când a fost dispus? Am făcut o ofertă, dar a fost unilaterală, n-am primit niciun răspuns. Dar atunci era cu 3 milioane, acum este cu un leu. E o diferență, poate că e mult mai tentant acum. Auziți, dar de ce negocierile cu cei care s-au interesat de preluarea clubului, într-un final, văzând că ei nu sunt dispuși să investească milioanele cerute de dumneavoastră, de ce n-ați ajuns și la această soluție cu un leu, fără să o faceți publică? Adică ce vă face să credeți că acum... Păi nu, poate sunt persoane care... E bine, e ofertă publică, pentru că Dinamo este un club cu suporteri, un club de interes național. E bine să știe toată lumea să găsească soluții. Dom'le, uite, eu am fost fer totdeauna și am spus, atâta pot, asta pot, n-am promis niciodată. Și acum am spus, gata, începând de astăzi, nu mai pot, nu mai vreau. Ca urmare, găsiți o soluție. O lună de zile în care clubul n-are nicio problemă, ar trebui ca cine, să zic așa, cine? Vor fi persoane interesate, eu nu văd dramatic așa, pentru că e foarte tentantă propunerea. Vreau să vă întreb ceva, nu e o ironie în ceea ce vă întreb aici, nu mă pricep la matematică. Mă pricep și la ironie, nu e problemă. Nu e nicio ironie. Dacă pe la câtă tăvălea l-am luat în fotbal, o ironie pe care o faceți aia cu sigurie. La 51%, da? Pentru pachetul de 51%, da? de acțiuni, înțeleg, costă 1 leu plus 500 de mii de euro.
Nu, un leu, nu? Da. Dar condiționat, că așa vine cineva care nu are ce pierde. Cât costă tot clubul, domnul Negoiță? Dacă cineva vrea mâine să preia tot clubul, cât costă? Un milion. Un milion? Adică dacă cineva, 51% înseamnă... 500, un leu, un leu. 51% înseamnă un leu. Da. Între 51% și 92% înseamnă un milion. Ok. Da? Așa. Dacă cineva vrea neapărat toate acțiunile, plătește un milion și le are pe toate. Plus datoriile... Datorii, vorbim... Către dumneavoastră, societatea... 150.000 de euro. Nu, nu, nu către mine. Către societățile din grupul RIN. Deci societăți care au prestat, au făcut cazări, au dat apartamente și camere de hotel și mâncare la Săftica mulți ani de zile și care au fost plătite mai puțin. Deci un milion de euro costă 92. Da, și restul societatea cu cei 1,1 milioane datorii care nu sunt toți cadenți. Cum, da, orice societate are și datorii, are și de primit și de plătit. Și o ultimă întrebare, ați făcut plângerea aceea împotriva fanilor care au venit în fața hotelului și au dat foc? Da. Sunteți sigur că ați făcut-o? Eu am lăsat vorbă la club să facă plângere. Nu, nu, și hotelul a făcut, nu eu. Și ați verificat dacă a fost hotelul făcut? Eu știu că a fost făcut. Da, ce mai contează? Domnule Negoiță, ne tot spuneți că este un club stabil financiar, că este un club curat ca lacrima, dar noi ne putem închide peste o lună de zile. Ne paște falimentul, practic. Dacă nu apare nimeni care să preia și să achite acele sume, ne paște falimentul. Așa descrieți un club stabil financiar și curat ca lacrima? Adică mă refer că lucrurile sunt la vedere. Un club de fotbal necesită și în anumite momente bani de acasă. M-am înțeles. Dar nu vi se pare ceva ilogic în ce spuneți, domnule Goiță? Adică plătești un milion de euro și te alegi cu tot pachetul și obții mult mai mult. Baza la Săftica evaluată la 3 milioane, jucătorii evaluați și ei la 1 milion, 2, tot lucrul. Nu, nu e ilogic, dar fiind că îmi doresc... Adică e super afacere la prima vedere. Ca și clubul. Da. Tocmai colegul dumneavoastră a întrebat, dom'le, cum e stabil? Păi a fost stabil financiar că a fost cineva care să acopere momentele cu minus. În fotbal asta înseamnă asumarea responsabilităților. În teorie, într-adevăr, e super afacere. În practică, trebuie să asumate niște responsabilități. Fotbalul, față prin comparație cu o afacere clasică, are mai multe riscuri. Grad de risc e mai mare, volatilitatea mai mare. În funcție de performanțe, vin banii sau nu. Ca urmare, trebuie cineva care să se ocupe de toate aceste lucruri. Punându-vă un pic în pielea jucătorilor, care credeți că va fi reacția lor când știu că au semnat cu Dinamo un club de tradiție și acum a ajuns un club pe care nimeni nu dă un leu? Dar cine a zis că nimeni nu dă un leu? Că e prima, e practic ultima... Nu, eu sunt convins că va fi cineva care va prelua acest club. Domnule Negoiță, este adevărat că în afara auditului pe care domnul Florica l-a comandat, o altă entitate sau să zicem un alt grup de posibili investitori a comandat tot așa un audit în urma căruia au reieșit peste 150 de întrebări? Care au fost adresate ulterior oamenilor dumneavoastră care conduc clubul? Nu am înțeles. Este adevărat că în afara auditului care este bine cunoscut, comandat de Claudiu Florica, a existat o altă entitate, adică un grup de posibili investitori care la rândul lor au comandat și ei un audit în urma căruia au reieșit peste 150 de întrebări la care oamenii dumneavoastră au răspuns sau trebuiau să răspundă, pentru că am înțeles că au răspuns doar la o parte din ele. Dar nu în urma unui audit. Pur și simplu s-a luat o sumă de întrebări, multe dintre ele n-aveau nicio legătură cu obiectul, s-au luat dintr-o carte, cred. Și este adevărat că printre respectivii posibili investitori se află și foști acționari ai clubului Dinamo, în speță Cristi Borcea? Nu știu să vă spun exact. Au fost multe discuții, nu m-am ocupat personal. N-am nicio problemă să revină, nu am ranchiune, n-am nicio problemă. Doamne ajută, important e să vină
cineva și sunt convins că va veni, pentru că sunt oameni interesați, ok, cât ceream bani, vreau să ia, să vândă scump, să ia gratis dacă se poate. Nu am absolut nicio problemă, atâta timp cât există o soluție pentru continuitate, am toată deschiderea, nu contează cum se numește. În ultimele 12 luni, ca să lămurim asta, ați purtat vreo discuție directă sau prin intermediar cu Cristi Borcea în legătură cu o eventuală preluare a clubului de către el și un grup de oameni pe care îi reprezintă? O singură dată m-a sunat și am avut o discuție pe tema asta și mi-a spus că stadionul, că dacă era stadion, că din cauza stadionului. Te-am zis, ok, bine, e arena națională, se poate. Sau vezi cu domnul Badea, care să acolo știe care e cheia sau cum să descuie. Găsiți soluții, da, găsiți, că ok, nu mai contează cum, dar important e să se găsească. În cazul în care apare un investitor serios, așa cum căutați, respectivul investitor va găsi o echipă și cu un lot complet sau între timp veți încerca să vindeți o parte din jucători pentru a vă mai limita pierderile? Nu are nicio legătură cu vânzarea de jucători. Am văzut și dezinformarea asta. Nu are nicio legătură cu realitatea. Ei vă pot spune, n-a fost nicio discuție, au mai întrebat unii alții, nu-i nimic de vânzare. Facem un lot competitiv pentru că eu sunt convins că vor fi oamenii care, că unul, că mai mulți, se vor găsi soluții. Păi nu este legal, că nu e perioada de transfer, nu poți să vinzi niciun jucător. Da, dar... La iarnă, dacă nu va fi un investitor, nu mai vorbim de jucători. Mai sunt câteva luni bune la iarnă. E regulă. Domnul, haideți, că așa poate... Sigur întrebare, vă rog, vă rog. Sunteți la curent cu cheltuielile curente pentru partea sportivă avute de club în ultimii 2 ani, de când spuneți că n-ați mai venit la stadion? Evident. Puteți să-mi spuneți cuantumul total al comisioanelor plătite către impresari în mandatul lui Mircea Rednic și cuantumul total plătit către impresari după plecarea lui Mircea Rednic? Măcar aproximativ. Nu am o situație, dar nu s-au plătit comisioane mari în nicio perioadă. Dacă ar fi să faceți o comparație, puteți face o comparație între perioadă, adică în perioada Rednic. Vă referiți dacă în perioada Rednic au fost comisioane mai mari sau invers? Nu știu, întreb. Nu. Pe partea de comisioane, lucrurile au fost clare, unii au venit fără impresari și nu s-a plătit și probabil 5, 10, maxim 20 de mii la anumiți jucători care erau chiar importanți. Dar nu s-au plătit sume de care am mai văzut și eu prin presă chiar. Sunt lucruri de care m-a pus și o întrebă. E adevărat că uite, văd în presă. Chiar iau în serios lucrurile. Da. Domnule Negoiță, o ultimă întrebare vă rog. Dacă mâine vine cineva care vă va plăti într-adevăr un leu și va fi dispus să plătească, să investească... Bine, un leu puteți plăti și dumneavoastră. Da, bineînțeles. Poate fi și din cel vechi. Da, dar nu sunt, nu vă sunt dați seama în stare să vin să investesc 500.000 de euro, din păcate. Dar dacă vine cineva, când trageți linie, cum ar arăta balanța contabilă a fostului patron Ionuț Negoiță, plus, minus și dacă și cât anume? Hai că cât veți ieși... Haideți să vă spun o chestiune. E vorbă. Deciziile bune, rele sunt deciziile mele. Mi le asum. Nu mă, dacă am mai spus câteodată, domnule, am dat, am făcut, a fost ca să nu zic așa, să nu uite lumea că de fapt poate am și eu, am făcut niște lucruri. Să înțeleg că sunt vinovat și de faptul că am făcut ce am făcut. Ce știu? Că în ce mă privește, am făcut cu bună credință toate lucrurile, am fost deschis, n-am promis la nimeni nimic, sau dacă am promis, am promis puțin. În niciun caz că mergem în Champions League sau în altă parte. Și la fel, în momentul în care consider că nu mai pot, nu mai vreau, am ridicat mâna, un leu, poftiți, veniți, ocupați-vă, că eu nu mai
Adică a fost deschidere, a fost transparență, am făcut ce am putut. Cine, ce, că mă judecă, cum mă judecă, contează mai puțin pentru mine. În sufletul meu sunt împăcat cu ce am făcut. Restul, că am pierdut bani, câți am pierdut, contează mai puțin. Transparență în ce privește, în ce privește soarta clubului. În ce privesc pierderile mele și câștigurile, nu sunt nici nu mă vait, nici nu mă laud, că nu-mi e gen. Da. Bine, noi aici vorbim de clubul Dinamo, de, vă referiți pierderile mele personale, nu? Nu sale lui Dinamo. Da? A trecut o oră. Okay. Mulțumim pentru prezență, mulțumim pentru susținere și încheiem această conferință. Mulțumesc mult, o zi frumoasă. Dinamo.